Okay. Bună seara tuturor, celor care sperăm că ne va asculta. Ne-am întors la discuțiile care pun în balanță teologia cu psihologia și suntem din nou aici alături de Laurian Boldor, absolvent de teologie. Și astăzi am hotărât să discutăm despre ateism ca și mecanism de autoapărare. Pentru că deseori auzim sau întâlnim diversi oameni care sunt foarte revoltați pe tot conceptul sau pe tot ceea ce înseamnă Dumnezeu și divinitate. Și cred că ar fi o discuție interesantă și productivă, pornind mai ales de la conceptul pe care l-a lansat Nietzsche în 1882, și anume God is dead. Ceea ce a fost probabil foarte provocator și foarte șocant încă de la vremea respectivă. Și aș menționa și faptul că această sintagma a apărut în cartea sa The Gay Science. Hai să vedem, Laurian, cum comentezi aceste lucruri, care e perspectiva ta și cum crezi că poate să ajungă cineva la un astfel de, de concept, de credință și cum, cam care ar fi perspectiva sau răspunsul teologic la aceste lucruri? În primul rând, mă bucur să ne revedem. Mă bucur să luăm iarăși parte la un dialog destul de interesant pe care și cu care ne-ai provocat, atât pe mine cât și pe Ryan. Din păcate, el astăzi nu este. Dar, pornind de la ceea ce mi-ai spus și de la ceea ce ai afirmat, sintagma lui Nietzsche, cum că God is tot sau Dumnezeu a murit, pot să spun următorul lucru. Occidentul a fost pe rând și a trecut de la starea de fanatism la starea de ateism. De fapt, e un pas mic, dacă stai să te gândești, pentru că tot în secolul al XVIII-lea, la 1789, Occidentul cunoaște cea mai mare atrocitate care a fost până în secolul al XX-lea la început, și anume bolșevismul. Cred că modul în care, sau politica prin care omul rațional căuta să-și afle răspunsuri raționale la lucruri mai presus de rațiune. Eu de la început am și mă gândesc la trei etape ale cunoașterii, și anume partea irațională în care omul este condus de simțuri, partea rațională prin care afirm ceea ce este, adică spui lucrurilor pe nume, și partea supra-rațională, care e de domeniul sau în domeniul revelațiilor duhovnicești sau a unor dezvoltări, să zic așa, pe limbajul de astăzi, dincolo de eul personal. Acum, credința. Ce e credința? Lucru pe care foarte puțin, din păcate, îl cunosc, este ceea ce spune credința despre ea însăși că este. Și anume Dumnezeu îl pune pe apostolul Pavel să le scrie evreilor în capitolul 11, versetul 1, că, spunând așa, iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin ea, cei din vechime au dat buna lor mărturie. Dacă stăm să o gândim rațional, orice om are credință, orice om are năzuințe, orice om are speranțe. Atunci când pășești pentru prima dată în domeniul școlar, în clasa întâi, ai anumite așteptări. Atunci când pășești pentru prima dată și te îndrăgostești pentru prima dată,
ai anumite așteptări. Atunci când încerci să îți iei un job și acel job se potrivește caracterului și felului tău de a fi, ai anumite așteptări sau expectanțe, cum se mai numesc ele. Doar că pe parcursul timpului aceste așteptări pot să fie și dezamăgitoare. Pot să dezamăgească. Acum, sigur că fiecare dintre noi trecem pe rând de la viața de credință la viața de necredință și iarăși la credință. E ceva normal. Problema este... Finalizează ideea și apoi voi veni cu o completare. Da. Problema este atunci când te conduci de impulsuri nervoase și iei decizii iraționale ca făcând parte din felul tău de a vedea lucrurile, de felul tău în care intri într-un canon pe care singur ți-l impui, și anume de a-l vedea pe Dumnezeu, fie prin preajul, fie prin prisma ochilor celorlalți, și anume alții îți spun despre cum trebuie să te raportezi la credință sau la Dumnezeu, sau pur și simplu în urma unor dezamăgiri pe care tu le ai în viață, să nu mai crezi deloc cum că ar fi ceva dincolo de tine. Ai atins niște chestiuni foarte interesante care mă duc cumva la următoarea idee pe care aș vrea să o dezbatem în, mai în profunzime. Ai spus la un moment dat că există trei etape, iraționalul, simțirea și apoi raționalul, dacă am reținut bine. Și apoi ai menționat despre dezamăgire. Ce crezi tu că se întâmplă între, sau cum crezi că apare ruptura între acele idei iraționale și raționale? Pentru că acum, cum să zic, da, suntem conduși foarte mult și de anumite simțiri iraționale, însă avem o oarecare capacitate de a le controla. Și atunci ar fi interesant de înțeles ce se întâmplă acolo. Pentru că deseori speranța, apropo de așteptări și dezamăgire, vine de la sine. Nu ne învață nimeni să ne facem speranțe și așteptări. Credința despre care menționai e oarecum în firea omului. Da? Credința că mâine e o nouă zi, că jobul va fi bun, că la școală vom învăța diverse lucruri. Și atunci, una la mână, cum apare ruptura aia între, să zic, credința care vine by default și raționalizare, adică ce o distruge? Și apoi ar fi interesant de aprofundat partea asta a dezamăgirii, în care, de fapt, cu cât ești mai rănit, cu atât te revolți mai tare împotriva divinității, a cărei decizie nu o poți controla, și anume aceea de a trăpi ceva ce cândva ți-a fost drag, tocmai pentru că ai avut acele așteptări care nu ți-au fost împlinite. Nu știu, așteptarea de a avea succes într-un domeniu sau de a merge până la capăt într-un sper de a avea o prietenie de toată viața și la un moment dat ceva se întâmplă, persoana aia moare sau dispare din viața ta. Deci cum ar putea cineva să depășească sau cum să gestioneze lucrurile acestea încât căderea să nu devină ateism ca mecanism de apărare la această dezamăgire și la aceste așteptări neîmplinite? Da. Un mare nobil senior al poporului nostru, Alexandru Paleologul, spunea că prima lui soție pe care o adorase, după 5 ani de căsătorie, a decedat fiind lovită de un cancer necruțător. Fiind întrebat de Eugenia Vodă dacă nu i-a venit gândul să
sucombe, să termine cu viața, i-a spus nu, pentru că mă tem de Dumnezeu. E o chestie foarte interesantă de subliniat, mai ales din partea unui om care a fost pe rând și om de vază în societate, dintr-o familie nobilă, și un om destul de dezvoltat intelectual, astfel încât să la maturitatea gândirii să se înșele. Pe lângă credință, eu zic că mai e vorba și de nădejde. Foarte mulți dintre noi avem o credință, cum să spun, inspirată oarecum pe așteptările noastre, sau cu alte cuvinte, ne luăm singuri drept Dumnezei, punem pe seama divinității ceea ce noi așteptăm să se întâmple, iar atunci când cel sau lucrul la care noi ne-am fi așteptat să fie așa se dovedește a fi contrar, e, atunci începem să scârțâim. Bazele credinței, cel puțin pentru majoritatea dintre noi, ca să zic așa, ne sunt puse în frageda copilărie, fie de bunici, fie de părinți, fie de mătuși sau alte rude, fapt pentru care, sigur, unii considerăm că a merge doar la biserică sau a ne ruga sau a ține post afirmă despre noi, făcând toate lucrurile acestea, că suntem oameni credincioși. Problema e că, de multe ori, ne mințim noi înșine făcând lucrurile astea, pentru că, pe de o parte, le facem din inerție, iar, pe de altă parte, le facem din cutumă socială sau din tradiție. Adevărata credință e pusă însă în foc atunci când, în pofida a ceea ce vezi, în pofida a ceea ce se întâmplă, în pofida a ceea ce speri, deși vezi rațional că lucrurile merg spre dezastru, poți să îți înalți mintea și să vezi că Dumnezeu este prezent și este acolo, după cum chiar El însuși spune, chiar de-ar fi să umbli prin valea umbrei morții, adică printr-un loc stânjenitor, printr-un loc plin de capcane, eu sunt cu tine. Aici cred că foarte mulți dintre noi nu ne prea vine să credem. O să-l iau ca un exemplu pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa sau pe părintele Stăniloae, dar mă rezum la părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Fiind student la medicină și având oarecum niște afinități intelectuale față de mișcarea, să zicem, verde, sigur că a fost încarcerat pe vorba vremii, chiar dacă nu faci nimic, intri la închisoare 3 ani, pentru credința lui în Dumnezeu. Părintele, la un moment dat, a suportat chinurile, dar când a fost în experimentul spălării creierului de la Pitești, fiind supus sub auspiciile unor torționari, a sucombat și a devenit ca ei. Un moment de rătăcire, un moment în care poți să spui că se pierduse. Doar că credința pe care el, cei care ar fi pierdut-o, l-a găsit, l-a regăsit. Iar în momentul în care rațional s-a redeșteptat și a dat foarte bine seama că pentru a rezista într-o astfel de presiune socială,
cum este cea de temniță de încarcerare, ai nevoie de Dumnezeu. Valeriu Gafencu, unul dintre sfinți, sfânt apropiat de vârsta noastră, a spus așa: credința este ceea ce nu poate fi luat din om, pentru că poți să iei omului toate bunurile, poți să iei omului toate cărțile, poți să îl degradezi social, dar nu poți să îl iei pe Dumnezeu din el. Iar asta intră într-o armonie perfectă cu sfinții care, nobili sau țărani deopotrivă, filozofi sau netoți, intrau în arene, mureau pentru Hristos, cu sfinții care de-a lungul vremurilor au suferit tot felul de chinuri, a se vedea Sfântul Gheorghe, a se vedea Sfântul Dimitri, a se vedea Sfânta Ecaterina, a se vedea o grămadă de un nor așa de mare de martori, după cum mărturisește Duhul Sfânt în Sfânta Scriptură, aș se vedea Constantin Brâncoveanu și fiii lui. Exemplele, desigur că sunt nelimitate. Avem o istorie bogată și în sfinți și doar în mănăstirile din Moldova sau sub și pe lângă, să zic așa, mai ales la Neamț, dacă nu greșesc, care abundă de oseminte ale unor sfinți, unul dintre ei chiar și necunoscut. Dar aș reveni la faptul că ai menționat mai devreme acel citat cu privire la faptul că chiar de omul ar merge în valea morții și a umbrelor, Dumnezeu este cu el. Cred că e aici se ascunde de fapt o idee foarte interesantă și nu aș lua doar la propriu acest concept al văii morții, ci aș merge un pic către ideea asta de depresie, de deznădejde, de dezamăgire, că tot vorbeam mai devreme, de neant sufletesc și emoțional în care, cum ai spus și tu chiar și de unul dintre Sfinții Părinți, în care te pierzi, de fapt, poți să-ți pierzi pentru un moment capacitatea de a corela și de a da sens prin credință evenimentelor din jurul tău și din viața ta sufletească. Și cred că aici, de fapt, apare provocarea și aici, de fapt, apare această formă de ateism ca mecanism de apărare, pentru că dacă tu nu ai acest concept al faptului că Dumnezeu e cu tine chiar și în cele mai tenebroase simțiri ale tale, nu vezi pârghia de care să te ții și de care să ieși de acolo. Și atunci, cum ar putea sau cum am putea, cum crezi tu că s-ar putea crea conștientizare și mai multă asumare poate acestor trăiri negre până la urmă în diferite momente ale vieții noastre în care refuzăm să căutăm pârghia aceea, da? Să căutăm pe Dumnezeu care este lumina în întuneric și ne pierdem pe noi înșine, ne pierdem capacitatea de a raționa prin credință și ne întoarcem împotriva divinității în loc să întindem mâna pentru că abia așteaptă să ne cuprindă și să ne ridice de unde suntem. Cea mai mare luptă pe care omul are de dus e cu sinele. Cea mai crâncenă luptă este cu ceea ce simți și cu ceea ce trăiești. Cunosc familii care și-au trăit credința și care au impus-o copiilor lor, iar copiii au devenit prin excelență atei. Cunosc familii de atei care, în ciuda trăirilor, să zic așa, de parte de Dumnezeu, au parte de niște copii credincioși, au parte de niște urmași vrednici de numele de creștini. În mod paradoxal. Sunt
prin compensare, practic, întotdeauna cauți să suplinești ce nu ți s-a dat sau ce ți s-a dat prea mult. Exact. Sunt lucruri la care ar trebui să medităm cu toții, și anume gândurile. Sfinții părinți spun că de multe ori din mulțimea gândurilor se nasc coșmarurile, se naște stresul, se naște o viață de om demoralizat. O viață departe de Dumnezeu, pentru că noi cu toții suntem bulversați. Noi cu toții suntem oarecum cu mintea împrăștiată la o grămadă de lucruri. Mecanismul prin excelență pe care eu îl recomand ca omul oarecum să se reconsidere sau să se regândească sau să vadă dacă este pe o cale bună sau pe o cale mai puțin bună, este aceea de a-și lua 10-15 minute și a face rugăciunea lui Isus. Sigur că nu mulți o cunosc. Sigur că nu mulți o conștientizează. Rugăciunea lui Isus, în definitiv, este invocarea numelui lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, și raportarea mea față de divinitate, implorând-o să aibă milă de mine. E, atunci când te afli în Valea Umbrei Morții, atunci când te afli în Ananghi, atunci când te afli la greu, și crede-mă, ce pot spune din experiență personală, nimeni nu e mai aproape de tine decât Dumnezeu. Prietenii te pot lăsa, familia te poate dezamăgi, și de altfel foarte mulți au clacat pentru că au întâmpinat acest perete despărțitor, acest zid. Dar dacă privești dincolo și vezi numele dulce al lui Hristos și spui, Doamne, exact așa cum sunt, exact așa cum mă aflu, exact, Tu cunoști viața mea, n-are rost să o fac pe Sfântul sau pe Piosul, sau, nu, dar miluiește-mă, îndură-te de mine exact așa cum sunt. Exact așa cum mă aflu, pentru că Tu, Cel care ești Creatorul meu, Tu poți să-mi dai puterea să merg mai departe. Vezi tu, credința, în momentul în care este și trăită, în momentul în care este și responsabilizată, nu e altceva decât un izvor de energie atât pentru tine ca om, cât și putere pentru cei din jurul tău. Am cunoscut, și gândește-te, o să spun și îmi permit să spun lucrul acesta, atunci când mă aflam în fața unei vești destul de triste, și anume că maica mea avusese cancer la 14 ani, gândește-te că ești în adolescență, nu ești încă bine format, încă nu ai maturitatea necesară ca să accepți un astfel de verdict. Ce am făcut? Primul lucru la care am apelat a fost rugăciunea. Nu știam să mă rog, nu știam să fiu atât de, cum să spun, duhovnice, să zic, și nici asta nu prea știu. De multe ori încerc sau chiar mă mint, considerând că sunt oarecum mai aproape de Dumnezeu, fără să știu exact cum stau lucrurile. Dar aș adăuga, să întrerup un pic, este într-adevăr o chestiune foarte, specifică în anumite cazuri, omul e aflat la ananghie să fugă la rugăciune, dar vezi, în acest
aceste tipare, să zic, ateice, da? În acest tipar al necredinței, tocmai că lipsește acea umilință, acea deschidere, acea disponibilitate spre a striga pe Dumnezeu și a spune: Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă. Îi strigi numele și îi ceri, cum ai spus tu, îl implori să te ajute, să-i fie milă de tine, să te sprijine. E atâta trăire și atâta pătrundere în rugăciunea inimii. Dar în același timp îți trebuie disponibilitate, îți trebuie deschidere, îți trebuie umilință, îți trebuie acceptarea faptului că nu ți ești tu ție autosuficient. Dacă ești om și ești limitat și că acolo unde omul este limitat, acolo intervine Dumnezeu. Da? Și practic omul își depășește limita tocmai prin credință. Dar foarte multă umilință îți trebuie și stare de... n-aș vrea să zic chiar mă desfăduroasă smerenie, că niciunii dintre noi sau prea puțin din cei care suntem în lume suntem cu adevărat smeriți. Destul de dificil, zic eu, din partea cuiva care nu crede, să ajungă într-o asemenea postură în care să zică cu deschidere: Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, și să strige și să cheme pe Dumnezeu. Și atunci, ce faci într-o astfel de situație? Să zicem că ești ateu și totuși îți pui problema: bun, nu pot, nu am deschiderea sau trăirea necesară să-L chem pe Hristos în acest fel. Dar cum fac măcar să am curiozitatea constructivă de a vedea dacă e ceva dincolo de aceste practici, de aceste practici, să zicem, ale credinței, care se fac, cum ai spus și tu, alineau cumva după tipic în mare parte, și e mult obicei până la a fi credință autentică. Și cum fac să am curiozitatea de a merge dincolo de aceste tipare vizibile? Îmi permit ca să nu zic eu părerea, ci pur și simplu să o citesc de la Părintele Arhimandrit Simeon Craiopulos, Adame, unde ești? Și anume, el spune așa: Domnul îi primește pe păcătoși și pe vame și o face cu iubire, cu pogorământ, cu bucurie și iartă. Nu are importanță pentru Hristos că cei care se apropie de El sunt păcătoși. Aceștia trebuie doar să se pocăiască și să creadă în El. Nimic nu îl împiedică să facă dintr-un vame și un ucenic, dintr-o desfrânată o sfântă, care să-L iubească mai mult decât orice. Să nu uităm, poate de multe ori trecem prea ușor peste viața lui Saul din Tars, viața lui Pavel. Pavel a fost plin de râvnă în legea iudaică ca să-i persecute pe ucenicii și apostolii Domnului. La fel până astăzi, nu de atei trebuie să ne temem, ci de creștinii apostaziați. Dintre creștinii care au apostaziat, care cu voia lor au întors spatele lui Dumnezeu, deși l-au cunoscut, s-au născut cei mai mari torționari. A se vedea Iulian Apostatul, a se vedea Stalin, care făcuse seminarul, a se vedea o grămadă de oameni care, în pofida a ceea ce cunoscuseră, au ales răul. Petre Țuțea spunea de altfel că între un om credincios și un om necredincios este așa o diferență ca dintre un om viu și un om mort. Sigur că rațiunea, în definitiv, oricât de tare nu am crede, ne va supune, ne va smeri, ne va aduce la crucea lui Hristos. Sigur, cu toții pornim oarecum și suntem învățați chiar de școală, din păcate,
ca să fim doar strict raționaliști. Ei bine, din raționalism, eu am văzut că Germania are undeva până la 40-45% din populația ei bolnavă psihic. Am văzut de altfel că America are emisiuni în care se laudă cu prostia. Raționalismul sec, raționalismul oarecum dezlipit de credință, nu este altceva decât un joc al demonilor care a dat naștere la fascism, la nazism și la comunism. Nu pot să spun despre cineva că este ateu, pentru că l-aș înjura ca și cum i-aș spune tu nu îți recunoști părinții, într-o formă sau alta. Cu toții ne respectăm părinții. Cu toții îi iubim. Dar ce te faci în momentul în care patologia, în care boala, în care felul distorsionat de iubire se schimbă, în care credința devine fanatică, în care credința devine dispusă să-i omoare pe cei care nu cred și oarecum îi clasează ca vrăjitoare și începe o luptă împotriva lor. Eu, ca și om, pot să-i spun altuia care nu crede în Dumnezeu, oricum ai fi, orice ai fi făcut până atunci și orice ai face până la sfârșit, atâta timp cât ai suflare de viață în tine, ai și un suflet rațional. Având un suflet rațional, nu trebuie să îți spună nici fratele pastor X, nici părintele profesor Y, nici părintele mai știu eu care, ci trebuie să privești doar tu și să gândești că la fel ca și tine mai sunt o grămadă de alți bolnavi, o grămadă de alți oameni care pe de o parte nu își recunosc starea lor, iar pe de altă parte, deși și-o recunosc, merg în aceleași locuri sau caută aceleași locuri în care să împărtășească durerile, suferințele, neputințele cu alți oameni. Iar acest loc, cu adevărat, se numește biserica. Iar acest loc, cu adevărat, se numește spital. Pentru că aici, și interesant, deși s-a format fie partidul fariseilor, fie partidul babelor, oamenii foarte puțin mai socializează între ei. Oamenii foarte puțin se mai cunosc. Oamenii foarte puțin mai vorbesc față către față unii cu alții, dar au pretenția că vorbesc cu Dumnezeu. Eu cred că punctul de recuperare a oricărui om, punctul de restabilire, de până la urmă punere pe făgașurile normale, este recuperarea bisericii și a comuniunii, a comunității, a spiritului de părtășie unii cu alții în cadrul bisericii. Pentru că având puterea să îți descarci sufletul în fața celorlalți, în fața unei comunități, putând oarecum să auzi că nu e singurul căzut, că deși ai problemele cele mai mari, totuși sunt insignifiant mai mici decât cele pe care le au alții. Încep să prinzi speranță, încep să iubești, încep să ai empatie. Iar lucrurile astea, pentru Dumnezeu, ar trebui să rămână sau să fie recuperate de biserici. Foarte, foarte pertinent această ultimă parte din discuție. Da, să te întrerup tocmai pentru că, așa cum mai menționam la un moment dat,
citesc această carte, nu știu dacă se va vedea, probabil că nu se va vedea, din cauza fundalului, se numește Jurnalul unui preot de Părintele Alexander Elceaninov. Și are o bucată de text chiar spre final. Se numește Religia ca terapie, religia și neuropatiile. Și aș vrea să citesc un pic de aici, pentru că mi se pare o completare foarte interesantă cu privire la ceea ce ai zis vis-a-vis de populația Germaniei, care are atâția, să zic, bolnavi psihici, și vine cu o completare foarte interesantă la tot ce ai zis pe ultima sută de metri, să zic așa. Și zice așa, cauza bolilor psihice, înnăbușirea emoțiilor. Spovedania văzută din perspectiva medicinii egal descărcarea emoțiilor, Freud și școala lui. Înlăturarea egocentrismului și solipsismului prin religie. Dragostea este ancorarea în obiectivitate. Egoismul ca factor patogen. Frica, principala manifestare psihopatologică. Dubois. Idealismul, factor fiziologic. Iarotski, lumea spiritului, panaceu unic. Mărturiile unui medic. I-am prescris unei bolnave să se spovedească și înmuată cele accese pentru care se internase în spital și făcuse tratamente inutile și aguaterapie timp de 3 luni, au încetat ca prin minune, după ce s-a spovedit timp de o oră. În toate bolile psihice, cel mai bun tratament este bucuria, Stoker. Religia, o profilaxie optimă, Deherin și Hockler, sper că am citit bine. Și caracterul practic al religiei, valoarea sfințeniei în nocivitatea păcatului. A-ți pierde mințile înseamnă a-ți pierde un punct de sprijin ferm, a te rătăci în solipsism. La celălalt pol, rugăciunea, Dumnezeu, dragoste, obiectivitate. Deducem din ceea ce am arătat că în Europa, care și-a pierdut religia, creștinismul a fost descoperit ca un important mijloc profilactic. Și cu asta cred că am completat foarte frumos și împachetat discuția. Dacă mai ai ceva de adăugat pe acest citat și, desigur, câteva cuvinte de încheiere, ca să ne apropiem ușor, ușor de final. Sigur. Problema e atunci când, pe de o parte, s-a pierdut, așa cum am menționat mai devreme, spiritul ăsta comunitar, iar pe de altă parte, o problemă la fel de spinoasă, sunt mișcările astea de tip harismatic. Mișcările de tip flower power, în care totul trebuie oarecum dus doar spre hedonism, spre plăcere, spre autosatisfacerea nevoilor, în care omul este pilonul central al bisericii sau al comunității. Și dacă îi place omului așa, e bine, dacă nu îi place lucrul ăsta, putem să-l cenzurăm pentru că nu place sau nu convine. Cum nu se poate mai rău? Pentru că atunci când unui bolnav, oricum s-ar numi, un medic nu i-ar spune despre boală, un medic nu ar vorbi în mod serios despre un tratament, acel om ar muri. Sigur, crezând că el este sănătos tu. La fel suntem și noi. Sufletele și trupurile noastre sunt vulnerabile. Trupurile și sufletele noastre, pe de o parte, sunt un factor de câștig în mâna unor șmecheri ai Domnului. Pentru că foarte mulți vin și ne cer diferite servicii sau favoruri pentru ca să ne spună despre Dumnezeu. Ei bine, dragii mei, despre Dumnezeu spune El însuși. Căutați să vă redescoperiți, în primul rând punându-vă ca temelie Sfânta Scriptură, iar al doilea, la fel de important, scrierile unor oameni, fie filozofi, fie chiar sfinți părinți, care au fost mult mai luminați decât noi. Ateismul nu este altceva decât o îndepărtare de Dumnezeu. Ateismul este o suferință.
Ateismul nu este altceva decât lipsa sau lipsirea proprie de o bucurie și de o pace fără de margini. Faceți-vă hatârul acesta și nu vă lăsați păgubiți prin ateism. Iubiți-L pe Dumnezeu, pentru că astfel o să vă iubiți pe voi. Iubindu-vă pe voi, puteți să iubiți și pe ceilalți și să-i înțelegeți exact așa cum sunt. Dacă Dumnezeu reprezintă valoarea vieții voastre și a familiei voastre, orice s-ar întâmpla la nivel social, voi veți fi liniștiți. Iosua sau Iisus Navi, la finalul unei vieți tumultoase, în care preluase pe de-o parte conducerea de la marele profet și conducător Moise și trebuia să o trimite spre alți judecători, el care a avut menirea de a introduce pe evrei în Canaan, a spus la finalul vieții lui: alegeți cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului, că sfânt este. Așadar, eu, fără să fac o polemică, fără să vă oblig sau să vă impun sau să caut vreo motivație pentru a argumenta de ce sunt credincios, vă spun atât. Nu vă lipsiți de bucurie. Pentru că dacă îl descoperiți pe Hristos și dacă Hristos este baza temeliei voastre și a familiilor voastre, veți fi cei mai fericiți oameni. Iar fericirea asta nu se dă nici prin medicamente, nu se dă nici prin alte feluri de terapie, ci se dă prin Euharistie. Se dă prin Hristos cel viu, care pentru tine, care pentru mine, care pentru toți și-a deschis larg brațele pe o cruce, în dealul căpățânii, la Golgota, ca să ne cuprindă într-o dragoste fără de margini. Simțiți-vă iubiți, mai iubiți decât ați fost în copilărie, mai strânși în brațe decât ați fost vreodată strânși de mama sau de tata. Pentru că Dumnezeu este și rămâne pururea, adevăr și iubire. Mulțumesc, Laurian, mulțumesc pentru această discuție și pentru contribuția avută. Aș mai adăuga și faptul că curiozitatea ar trebui să fie unul din primii pași, cum am menționat și la un moment dat, către acest domeniu. Și da, până la faptul că Dumnezeu este iubire și este dragoste și ne așteaptă pe toți așa cum suntem, e foarte important să avem noi deschiderea să facem pași spre El. Și cum avem mulți dintre noi atei sau nu curiozități științifice și dorința de a descoperi ce spune știința despre diverse boli, despre diverse aplicabilități practice ale anumitor emoții și cum să le gestionăm și orice înțeles și tratament extraordinar ar putea să fie dat prin știință și vrem să-l știm și să-l cunoaștem, tot așa cred că ar trebui să avem curiozitatea de a vedea ce se întâmplă dincolo de aparențele pe care alții le arată prin credința lor și de modul în care acestea sunt puse în practică, pentru că până la urmă este ușor să luăm câte o veste sau câte o știre sau câte o întâmplare și să zicem, uite ce s-a întâmplat și să sărim acolo și să fim foarte antrenați și angrenați în diverse subiecte, dar cel mai mult și cel mai mult ar trebui să avem curiozitatea să vedem ce se întâmplă dincolo de aceste știri, ce îi mână pe acei oameni spre credință, spre biserică, dincolo de orice supoziție
ușor superficială, zic, și insultatoare către anumite categorii de persoane și să vedem ce îi ține pe ceilalți. Ce înseamnă dragostea asta pe care Dumnezeu o arată către oameni și cum o arată și cum o simt oamenii ăia care merg la biserică și care practică într-un fel sau altul creștinismul, fără să să-i ponegrim și să-i sau fără să ne creăm nouă blocaje prin impresiile unora și altora. Pentru că, cum ai spus și tu din propria experiență, anumite lucruri, cam tot ceea ce ne formează în viață ne formează în baza propriilor experiențe și de aici cumva și curiozitatea și nevoia de curiozitate către mai mult. Cred că putem încheia aici discuția. Încă o dată mulțumesc pentru această contribuție și pentru faptul că ne-am reîntâlnit în cadrul acestui subiect și sperăm să fie pe placul celor care ne ascultă, care ne vor asculta și să le fie de folos. Mai am un lucru de adăugat cu permisiunea ta, scurt, concis. Și anume, apostolul Natanael, care era de altfel un raționalist convins, îi se spune doar atât: vino și vezi. Cunoscându-l pe Dumnezeu așa cum el se descoperă, nimeni nu are de pierdut. Experiența proprie te învață că astăzi, deși avem o grămadă de site-uri de comunicare și de programe și așa mai departe, suntem tot mai singuri, suntem tot mai dezamăgiți, tot mai plictisiți de viață, pentru că ne-am pierdut rostul, ne-am pierdut pofta de a ne mai ruga unii pentru alții și de a fi în comuniune. Cu aceasta, încheiind, practic, discuția noastră și eu îți mulțumesc. Și dacă mai rânduiește Dumnezeu vreodată viitoare, cu mare drag pentru toți oamenii, stau la dispoziție, pentru că e bine să medităm și asupra credinței și asupra necredinței și asupra false credințe, pentru că, sigur, nu toți cei care spun Doamne, Doamne, vor intra în împărăția binecuvântată a lui Dumnezeu, ci cei care fac voia Tatălui Ceresc. Voia Lui, binele și părtășia dragostei. Mulțumesc și voi opri înregistrarea aici, o secundă, și o seară bună tuturor!